Suntem tot la Târgu Ocna. Avem pentru dumneavoastră, dragi prieteni, o surpriză deosebită. Un șofer de camion, de marfă. Da. Vă rog să vă prezentați. Mă numesc Melanca Grigore, lucrez la firma Vlatex din Satu Mare. Șofer pe camion. Bun. Treburile sunt ok. Acum nu o să vă întreb despre cum funcționează transportul, la câte ore trebuie să vă opriți, să vă odihniți. Nu o să vă întreb chestiunile astea, ci o să mergem pe o temă pe care, zic eu, telespectatorii noștri o să fie surprinși. O să vorbim despre poezie. De unde această pasiune? Pasiunea s-a născut așa, instantaneu. În cabina camionului și pe drum. Sunteți un fin observator al politicii din România. Da, îmi place și politica, numai că e politică rea. E o politică rea pe care vreți să o sancționați așa cu versuri. Acum, nu știu, v-am întrebat numele, spuneți-vă numele. Melanca Grigore, cred că v-am spus numele. Da? Da, un nume predestinat pentru o poezie umoristică. Hai să o luăm așa. De exemplu, despre Elena Udrea, ce ne-ați putea spune în versuri? La doamna Elena Udrea i-am făcut o poezie, pentru că cred că o să aibă și următorii de la Beciul Domnesc. E sexy doamna Udrea, nu? Sexy la, și la minte și la trup, dar numai pentru buzunarul ei a făcut ce a făcut. Așa. Ce versuri ați făcut cu Elena Udrea? Un vers scurt, zice: iar Elena cea sfioasă, când a coborât în beci, spus adânsa că nu-i place, e grasea pe pereți. Și mai spune că nu-i place nici beceul cel turcesc, că se crăcănează tare și se udă pe picioare. Bun, despre alții politicieni, mai dați-ne nume și versuri. Continuu cu Elena Udrea. Tot cu Elena Udrea? Cu Elena Udrea, dar asta e o fabulă. Zice: o lebădă și o curcă, o rățușcă și o nurcă, fac din nou partid să fie pentru întreaga Românie. Un vulpoi șiret și chior minte un întreg popor. Lebăda n-a câștigat, vulpoiul s-a supărat și a spus adio, frați, voi buldoși și câini pătați, voi căței comunitari și căței de oameni mari. Adio, elefanți, elefanțele, și voi, girafele mele, cât pe lume voi trăi, piatră de moară noi fi. Adio, PD, adio, PDL. Eu nu sunt o piatră de moară pentru voi, voi nu sunteți o piatră de moară pentru mine. Iar ne-am despărțit pentru totdeauna, vorba lui Băsescu. Da, și noi spuneam că moldovenii au umor, dar iată, și ardelenii au un umor de calitate. Bun, hai să continuăm. Ce alți politicieni mai aveți în repertoriul dumneavoastră? L-am pe faimosul dumneavoastră Rebenciuc. Rebenciuc fără H, da. Rebenciuc, așa. Știți că dânsul s-a cuplat cu prințul, nu prințul, prințul de România, cum spunea la o televiziune. Pentru terenuri, pentru nu? Pentru teren, păduri, zice. Stați așa puțin, că aici trebuie să mă gândesc un pic. Rebenciuci și derbedei, o ce țară, ce mișei, rebenciuci și princișori vor să strângă ei comori, de hectare mii, de păduri și de câmpii. Zornăie cătușele, rău să trântesc ușile, și apoi ca dintr-o dată, toți au cancer de prostată. Țepeș, dacă ar învia, mult de lucru ar avea. Scoală-te tu, Țepeș, dragă, acum avem multă treabă. Eu ți-aș face țepele, tu să le înțepi spatele. Foarte frumos. Iată un remediu extrem de natural. Cu țepușa scap de dureri de... De spate, de burtă, scap de toate durerile, domnule, până la urmă. Bun. Mai avem politicieni ca să-i satirizăm un pic. Avem, dar știți, trebuie să mai gândesc puțin așa. Da, dar poate aveți alte idei din astea literare. Da, am lucrini, i-am făcut una pentru coruptul seleu. Zice: o crinule... Da, crinul este o floare, nu? O floare, o crinule, floare rară, cu drag te-am votat în vară. Și frumos ai mirosit, iar acum te-ai împuțit. Și pute atât de tare că se simte în Satu Mare. Ce dracu e în capul tău de te împuți atât de rău? Toată lumea te-a votat, tu acum îți faci de cap. Pentru o funcție în plus, țara e cu fundul în sus. De erai bărbat cu minte, astăzi erai președinte. Da, îmi place tot ceea ce vine de la tine, dar crin, știm foarte bine, doarme bine. Doarme liniștit. Doarme liniștit. Ce mai avem în repertoriu?
lui Eminescu, acum mai zicem o poezie. Cu Eminescu? Da. Cu Eminescu. Să fie cu Eminescu. Să fie așa mai colorat. Da. Să nu fie tot timpul apăsat pe politică. E 15 ianuarie. De fiecare dată în vie oare, când se citesc frumoase poezii, Eminescu, dragă, de ce nu vrei să vii? Te așteptăm de o veșnicie ca să revii din galaxie. Femei frumoase ai iubit, femei frumoase te-au dorit. Și de aceea și eu ție îți dedic această poezie. Foarte frumos. Eminescu rămâne pentru noi ca un reper al literaturii românești. Bun, și de la Eminescu, unde mai navigăm așa? De la Eminescu mergem la poezia omului supărat. Supărat, supărat sunt, Doamne, iarăși. Da? Aici e supărare gravă. E supărare rea de tot așa. Din întâmplare adevărată, un coleg era foarte supărat și m-am gândit să-i fac o poezie. Foarte bine. Zice, când e omul supărat, multe îi mai trec prin cap la nevastă. Se gândește că mereu îl păcălește. Și eu am fost păcălit de fata ce am iubit. Păcălit la bătrânețe, poate am fost și în tinerețe. Dragostea e cu multe fețe. Tu o crezi măicuța sfântă, ia să ia cu toți la trântă. Vii acasă, e vecinul. Ce mai faci tu, măi vecine? Ce să fac? Ia ca bine. Merg în baie la spălat, când mă întorc la ușă, frate, doamna mea, la sărutate. Vecinul pe loc groșește, ușa în azi mi-o trântește. Stau un loc, nu spun nimic. Mi se face un nod în gât. Mă întorc înapoi la baie. Obrajim sunt văpaie. Ce e, Doamne, am visat? De sunt așa îmbujorat. N-am visat, e adevărat. Nevasta mi-a fost în pat, cu vecinul mi-a roșcat. A, deci roșcat. Am... Era roșcat. Roșcat ăștia sunt dat, dracule. Da? Da? E adevărat, da? E adevărat. Am cunoscut și eu un roșcat. Care dădea peste tot. Bun. Deci ați îmbinat meseria dumneavoastră și atâta timp cât staționați, mai scrieți câte un vers. De ce nu v-ați gândit să le puneți într-o carte, versurile acestea frumoase? Mă costă bani. Și bani de unde? Din leafă, din salariu. Ar trebui un sponsor. Pensia e mică, salariu de bine de rău acum mai dă șeful, așa că completăm. Dar oricum, e bine să le aveți scrise. Eu înțeleg că vă bazați pe memorie, dar totuși puneți-le și pe hârtie. Într-un format A4 acolo. Am ceva pe hârtie, dar puține. Cele mai multe sunt la biblică. Deci le țineți minte toate aceste versuri. Ce ar mai fi... Nu mi-aduc aminte chiar momentan. Poate că mai am care le mai scap și vă aduc aminte. Pe aia nu am zis-o. V-am luat noi repede cu televiziunea exclusiv. Probabil că o să vă... Bă, uite, n-am spus cu tare lucru, n-am spus. Ce ar mai fi de completat la final ca să vă cunoască lumea mai bine? De vedere politic... Nu, așa, dumneavoastră ca om, ca ce alte pasiuni mai aveți, cum e o zi de muncă a dumneavoastră? Munca asta e frumoasă, tot timpul ești vesel. Veselie, păi da, frumoase. Fără un șpriț? Mai și cu șprițul, dar nu mă lasă diabetul. Că ar fi șpriț. De-aia beți numai apă, ca să nu ruginiți, să înțeleg. Da. O să ruginesc, că e minerală și asta conține minerale. E bună și asta, da. Da. Ce ar mai fi pe final ca să mâncăm sau un mesaj pentru telespectatorii noștri? Pre final vă mai spun o poezie, mai recit o poezie. Știți că în Parlamentul României am avut niște personaje foarte colorate. Era Becali, care pe undeva e un om de treabă, dar pe undeva e și un bufon. Așa. A mai fost un domn de la Galați care dădea țepe cu case, terenuri, domnul Boldea, așa. Și a mai fost un parlamentar, vă dați seama ce oameni ne conduc pe noi. În Parlamentul României spunea că era biroul 2, a fost Elena Ceaușescu, ea da birou și zicea că aude voci. Vă dați seama cine ne conduce pe noi, dacă oameni care aud voci înseamnă că ceva nu e în regulă. De la Vocea Americii, Radio România Liber. Auzea alte voci. Și de la ruși sau de la americani? De unde erau? Cred că erau sub pământene de la aia, cum le zice, de la zombie. Așa. Zice, munți și câmpii, mlaștini și vii, e roșu vinul în pahare, e mult dor și multă supărare. Copii plecați în patru puncte cardinale, condusă-i țara asta de multe haimanale. Bufon, țepar și comici sunt pe culoare, bolnav mental, ce vor exorcizare. E parlamentul țărioare, le-ar da Dumnezeu odată pe toți țărână să-i facă.
Noi nu putem decât să vă mulțumim. Iată, ne-am destins un pic, mai ales că aici e un festival, Zilele Orașului. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim multă sănătate și data viitoare când ne vom întâlni să ne mai povestiți așa în ceea ce privește peisajul politic, țara asta așa cum o vedeți dumneavoastră. Că o vedeți foarte bine și foarte natural. Bine, dar din păcate trebuia să fie mai bine. Păcat că când la început ziceam că rege n-ar trebui, dar acum îmi pare rău că n-a fost. Acum chiar îmi pare rău. Atunci trebuia fugărit pe Iliescu și lăsat pe ăsta. Bine, regele încă n-a murit, a murit doar... N-a murit, dar e gata săracu și el. Gata. Mai are un pic și se duce, se curăță. Atunci să le mulțumim telespectatorilor noștri că ne-au urmărit și dumneavoastră. Mai aveți ceva? Domnul Băsescu, dacă aude, să mă sune. Dați-i adresa sau numărul de telefon. O să-i dau. Îți dau. Să-l dau pe post? Numărul... Nu. Da, ne găsește la televiziunea noastră și îi dăm noi numărul după aia. Îl las, să mă sune. Să-i spun ce vreți să-l sfătuiți pe Băsescu? Să-și vadă de pensie și să nu-l mai văd la televizor, că ochiul ăla mă supăra lui. Da, da, are un nou partid, acum vrea să rămână în continuare în politică. PMP-ul. Hai să-i zic și lui cu PMP-ul ăla. Numai puțin, că aici trebuie să mă gândesc un pic. Deci partidul... Așa. Mișcarea populară. Deci ne mișcăm noi popularii, printre voi, chiar cu măgarii. Și vom face o mișcare într-o România mare. Noi suntem mai breși ca toți, chiar de suntem și mari hoți. Am furat în PDL, vom fura și în mișcare. Că mișcarea e populară, hoții, ca și ei, să piară. Deci considerați că lumea politică e așa pestriță, e... Pestriță și păcat că se aliază mult să duc, dar să știe de ce să duc. Totuși, în care partid aveți încredere până la urmă? Dom'le, până la urmă eu sunt de stânga, cum s-ar zice, dar membru de partid n-am fost niciodată. Mi-am dat eu seama, așa, da. Nici nu voi fi niciodată. Dar cât de stânga, așa? De exemplu, dacă evitați, că sunteți șofer, e un accident, virați întotdeauna, reflexul e pe stânga, nu? Reflexul e pe stânga, dar să știți că scap și pe dreapta. Scăpați pe dreapta. Deci ați lăsat totuși o alternativă. Portiță, așa, o portiță. Da? Da. Rămâne atunci să vedem cum vor evolua vremurile aici la noi în România. Sigur, stânga, dreapta, centru nu contează, important este să vedem viața la modul mai frumos, chiar și cu un pic de umor, așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată, multă sănătate și spor la scris. Mulțumesc. Dar am o rugăminte să nu scrieți în timp ce conduceți, da? Nu, ne promiteți. Să știți că în timp ce conduc, dacă mă opream și aveam parcare, erau multe și mai tare. Deci când aveți o inspirație, vă opriți în parcare. Așa, și după poți opri oriunde, știți cum e, că dacă te oprești oriunde faci probleme. Dar de multe ori pe când am ajuns în parcare, inspirația a zburat. Da, bun. Mulțumim foarte mult, ne-a făcut plăcere, multă sănătate și să ne auzim cu bine. Să dea, Domnul, sănătate la toată lumea din țara asta. Mulțumim. Să trăim bine, că așa a spus Băsescu. Da. Bine, atunci rămâne cum a spus. Să trăim în continuare. Să trăiți bine, dar trăsnetul în tine, chiar când o să stai mai bine. Mulțumim frumos, cu plăcere. Sănătate. Numai bine.